Mircea Rednic a dorit să-i facă o primire cât mai familiară lui Cătălin Vulturar la UTA, cântându-i de la Dunăre la Sena, după ce în urmă cu aproape 2 săptămâni a avut niște cuvinte destul de dure la adresa sa. Și asta pentru că tânărul mijlocaș a declarat că dorește să învețe imnul Rapidului. Între timp, fostul fotbalist al lui Lece a fost împrumutat de giuleșteni la echipa din Arad până în vară, iar antrenorul UTEI i-a dat niște sfaturi. Ia mă aici! Eu am terminat acum, nu v-a săturat de mine. Ia să vedem. Vreau să mă întreb de voluntar cu acesta, să fie... Imediat mă întreb, stai aici. Ce faci, Mico? Hai, mă, stai și tu aici la șerif. Ia să vedem. De la Dunăre... La Sena... Din Carpați la Pirinei... Toți utiștii se adună. Ia spune-le cum te-am primit în vestiar la birou, da? În picioare imnul, știu, primul știu imnul Dinamo, știu imnul Rapid, sunt imnul frumoase și al Utaeri, foarte frumos. Bine ai venit. Ce vreau să spun? Poți să cânti imnul și să-l știi pe de rost dacă în teren nu ești piesă. Deci să spun că eu am simțit-o pe pielea mea, de seama, veneam de la Dinamo, la Rapid, a fost ceva scandal la început, dar prin jocul meu i-am făcut să mă iubească.